Laboratorul de diagnostic COVID-19 a fost înființat în cadrul CEMEX, Departament al Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. În momentul de față avem infrastructură de cercetare diagnostic pentru de ultimă generație. Putem asigura cu ajutorul celor două RT-PCR-uri pe o singură tură de aproximativ 6 ore. Inițial putem porni cu 100 de pacienți, după care în funcție de necesar și de necesități și de personal, putem crește gradual până la 300 de pacienți diagnosticați pe zi. Momentan suntem 7 persoane împărțite în două echipe, două persoane care lucrează în laborator efectiv și o persoană care se ocupă de gestionarea datelor, precum și avem un medic care să asigure verificarea rezultatelor și să trimită mai departe rezultatele validate. Aici este vestiarul în care personalul care deservește laboratorul de diagnostic COVID-19 își va schimba hainele și se va echipa cu costumul corespunzător pentru a-și asigura în primul și primul rând protecția personală. Este împărțit în mai multe sectoare în funcție de echipamentul pe care îl va purta. Înainte de a intra în zona de laborator propriu-zis, personalul trebuie să fie echipat cu combinezon și totul cât mai bine asigurat pentru a preveni orice infectare accidentală. După ce suntem echipați, vor fi din această cameră, antecameră, ne vom pune măștile care să asigure protecția facială și respiratorii. Acesta este un circuit curat în care cu sens de intrare și ulterior intrări în laborator. După cum putem observa și pe semnalistică, avem două circuite, unul pentru PCR și unul pentru extracție. Fiind două persoane care intră în laborator, fiecare se îndreaptă către locul său de muncă prestabilit. Cel care face extracția va parcurge un traseu semnalizat. Este foarte important ca echipamentul său să fie menținut curat până în momentul preluării probelor. În momentul în care suntem anunțați că probele au sosit, părăsim circuitul de extracție pe o ieșire curată, pe ieșirea corespunzătoare PCR-ului. Dacă m-am dus în zona de extracție, trebuie să reiau circuitul, să schimb echipamentul pentru a fi curat. Ne îndreptăm către zona de preluare a probei, așa, fiind anunțați că au ajuns. Și urmăm acest circuit curat. Persoana care aduce probele, curierul, noi l-am denumit curierul, va intra într-o zonă delimitată, ne va preda cutia sa cu probe, pe care o pun plasat în această portă cu flux laminar. Vom extrage din cutia adusă de către curier, vom extrage probele și le vom transfera într-o cutie folosită cu un sac biologic curată internă, de la CEMEX, pe care putem să o dezinfectăm. Totodată, curierul ne va preda și fișele pacienților și ne-am gândit pentru a limita timpul de prelucrare a probelor să instalăm acest scanner automat pe care vor fi scanate automat toate fișele pacienților și vor fi trimise către așa numitul centru de comandă unde colegii noștri vor preluca aceste informații. După ce ne schimbăm în uși și în loc de măsurile de precauție, preluăm cutia noastră cu probe și realizăm circuitul probei. Acesta este semnalizat. Și vom parcurge acest circuit, dar reamintesc, proba este în momentul acesta este dezinfectată și curată, cutia, această cutie. Să batem până ajungem în zona de predare a probei către laborator, în recepție probe. În această zonă este delimitată un loc unde vom depune proba, cutia cu probe pentru a lua orice măsuri de precauție,
Ne dezinfectăm, schimbăm mănuși și această cutie va fi trecută prin vas către laboratorul de extracție. După ce am pus proba, cutia cu probe, ne vom îndrepta spre camera de extracție, urmând în același timp traseul de extracție, care din acest moment este separat de circuitul curat, circuitul PCR. Vom scăpate acest circuit și vom intra în laboratorul de extracție propriu-zis. Din acest moment, nu mai avem voie să părăsim circuitul de extracție decât după o prealabilă decontaminare. Preluăm cutia cu probe. Schimbăm mănuși de contaminare și în funcție de numărul de probe, o parte, ele vor fi stocate în frigider sau o parte vor, unele vor fi stocate în frigider, altele vor fi, vor trece la partea de extracție propriu-zisă. Folosind o hârtie BSL2, care asigură protecție atât pentru utilizator, cât și pentru probă. Dacă se lucrează cu atenție, riscul de contaminare este foarte, foarte mic. În această hotă vor fi introduse probele noastre și vor fi transferate în diferite recipiente, precum și în tuburi Eppendorf de 2 ml, precum vor fi pregătite și cartușele pentru extractorul automat. După ce se realizează transferul probei, se pornește extracția, care poate să dureze undeva în jur de o oră jumătate, două ore. În funcție de numărul de probe, ca și capacitatea, acest extractor poate să facă la maxim 48 de probe de extracție în două ore. O parte din probele primare, cele transferate în alte tuburi, vor fi puse în cutii de stocare la minus 80 de grade Celsius. Între timp, colegii din centrul de comandă ne vor trimite prin această imprimantă codificarea probelor, adică la numărul 1 corespunde persoana și alte date. Vor fi puse o hârtie, vor fi numerotate, vor fi înregistrate, puse o hârtie și prin sasul respectiv, prin acest sas, vor fi transferate către congelatorul de minus 80 de grade pentru stocare. Persoana care face extracția, de asemenea, va merge pe traseul de extracție, se întoarce pe traseul de extracție și vine în zona de stocare a probelor, la minus 80 de grade, care va depozita probele în cutii de genul acesta. După ce ARN-ul a fost extras de către extractorul automat, probele, care vor fi niște stripuri, vor fi preluate de aici și transferate prin acest sas către laboratorul de PCR. Fiind echipă de două persoane, cel care realizează extracția s-a dus în zona de extracție, colegul care se ocupă de partea de RT-PCR intră în zona dedicată acestui... În cadrul laboratorului de diagnosticare prin RT-PCR avem o cameră de premix în care efectiv preparăm reactivii pentru a diagnostica pacienții. Reactivii îi vom pune în plăci, plăci specifice de 96 de poziții în care se pot prelucra 46 de pacienți efectiv. După ce se alicotează reactivii în placă, placa acoperită va merge spre camera de pre-PCR. Placa va fi așezată într-o cotă. Ok. În acest moment trebuie doar să adăugăm ARN-ul care l-am primit de la colegul de la extracție prin acest sas. Așa. Următorul pas este de a adăuga ARN-ul nostru din tuburi, din stripuri, în plăci. Ok. După ce se termină acest pas,
placa noastră se acoperă, se centrifugează folosind o centrifugă de plăci, astfel încât tot lichidul să fie la fundul godeurilor din plăci și apoi se merge pe partea de diagnosticare, la aparatul efectiv. Camera de diagnosticare avem cele două aparate de real-time PCR. Vom introduce placa și vom începe diagnosticul efectiv. Ok, la final așteptăm, după o oră jumătate, așteptăm rezultatele în care vom putea decide pe baza real-time PCR dacă avem un caz pozitiv sau un caz negativ. Rezultatele de aici vor fi exportate sub formă de raport cu curba de amplificare spre centrul de comandă, unde vor fi validate de către medic. După terminarea turei de diagnosticare, noi în medie vom face aproximativ 3 runde de diagnosticare pe tură. După terminare vom pleca spre dezechipare. Vom relua circuitul înapoi, apoi spre exit. În acest moment am ajuns în punctul de unde am plecat. Având în vedere că acesta este un circuit curat, nu voi merge spre ieșirea colegului meu de la extracție, ci am propriul meu circuit. Mergem în camera de dezechipare. În acest moment ne vom lăsa combinezoanele și măștile, ochelarii în acel container care vor fi decontaminate și apoi... Ok, după ce am lăsat combinezonul, ochelarii și toate măsurile de protecție, vom merge spre zona de decontaminare completă, în care vom face duș pentru a proteja individul, pe noi, în acest caz. Dușurile, după duș vom avea o decontaminare completă și vom putea să mergem la vestiar, să ne luăm hainele de acasă și să putem merge spre familiile noastre. Safe.